Ceau, dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și o să vă arăt o specialitate care nu lipsește de pe mesele de Paști din Ardeal și Banat. Șanca, sau șoncul, cum se zice în Banat, asta este. Șanca fiartă, e acel jambon de porc care a stat 6-8 săptămâni la sare cu condimente, a fost afumat la rece, a turnat în spice și se începe de Paști. Se taie bucată din el și se fierbe. Aici e o tehnică pentru a obține o șuncă roz și fragedă, care să nu fie seacă. Uite aici cât e de faină. Da? O să vedeți cum procedăm noi cu fierberea șuncii. Aici o vedeți și feliată pe platou, lângă caș proaspăt ridic și ceapă verde. Iar în față e farfuria tipică noastră de mic dejun de Paști, șoancă cu hrean, felie de drob, ouăle pe care le-am ciocnit, am zis Hristos a înviat și adevărat a înviat, cașu și sosul de maioneză cu cos de ceapă verde. Rămâneți ca să vedeți cum preparăm bunătatea asta. Pentru șoanca fiartă de Paști, care nu lipsește de pe mesele noastre de Paști, avem nevoie de o bucată de șoancă sau șonc, asta e din pulpă, cu tot cu grăsime, afumată la rece și maturată în spice, tăiată bucată din ea. Eu am aici un kilogram bun. Vă las rețeta șoncului să știți despre ce e vorba. Ăsta se ține 6-8 săptămâni cu condimente, la sare, pe urmă se afumă rece și pe urmă se atârnă în spice și se începe de Paști. Variante sunt multe. Clasic, bunicii, străbunicii fierbeau șoanca de Paști în oală. Cu multă apă, la foc mic, se mai pun boabe de piper, chimen, unii pun dafin, ceapă roșie sau așa. Mai gustos e dacă o facem în abur. Ne folosim de tehnologia actuală. Și anume de oală sub presiune. Sau multicooker sub presiune. Și atunci o să vedeți că pun bucata de șoancă în vasul multicookerului sau cuctă, oală sub presiune, cu foarte puțin lichid. 2 degete de apă. Cam 3-4 cm de apă. Condimente, numai dacă vrem. Eu îi pun acum un pic de chimen, piper și ceapă roșie. O băgăm la fiert sub presiune și ea se va găti în abur, practic. Pentru că lichidul ăla puțin se va antrena, va forma aburi și așa mai departe. Și o să setăm timp o oră de fierbere efectivă, deci în momentul în care intră în regim de fierbere. Așa că pun șoanca în vas, 2 jumătăți de ceapă, cam așa, mai puțin, o linguriță de boabe de piper. Și pentru că nouă ne place chimenul, una jumate chimen, de linguriță de semințe de chimen. Și acum cu apă o să pun astfel încât să am doar foarte puțină apă jos la bază. Atât. Da, și chestia asta o bag acum în multicooker și când o să intre în regim de fierbere, cronometrez 60 de minute. Da. Uite, asta e șunca pentru Paști, fiartă o oră cu apă de, dacă o las așa, vedeți că e 2 degete. Deci, practic, în abur s-a făcut. Și acum o scot pe o farfurie. Pe vremuri când se fierbea în apă multă, se lăsa la răcit în apă. Dar în cazul ăsta noi o să folosim, uite ce faine. Nu o lăsăm foarte mult, așa să nu se usuce. Și aia înseamnă că o lăsăm până se răcorește la temperatura camerei și până trebuie pusă în pungă de plastic și la frigider. Și aia am început să zic, asta e ceva fantastic, zeama asta. Și noi o folosim la vopsirea ouălor de Paști. Fierbem în ea ouăle. Dar pentru asta va trebui să o strecor. O trec prin strecurătoare, ca să nu-mi vină și ceapa și tot de aici. Și o să o și degresez după ce stă un pic, că nu mă ajută grăsimea deloc la ouă. Așa, ușor, să adun ochiurile de grăsime. Dacă voi nu vopsiți ouăle în zeama asta, o puteți folosi la ciorbă de fasole, la o zeamă faină de cartofi. Are gust de afumătură ultra concentrat aici. Na, mai stăm să se mai răcorească și mai culeg eu după aia grăsimea. Și o să vă arăt când e șunca rece, acum nu se poate tăia, că se desface toată în bucăți, uite, trebuie să sfărâmă. Trebuie să fie foarte bine răcită peste noapte la frigider și apoi mâine o putem tăia felii subțiri. Na, să vedem ce ne face șonca de Paști. O sta la rece. Pregătit un platou
pentru masa de Paști. Și o să vedeți că lângă bucățile de șoancă, la noi sunt nelipsite bucățile de caș, de caș de oaie, un pic sărat, firele de ceapă verde și ridichile. Și acum să feliem șunca, care e vedeta micului dejun de Paști din Ardeal și Banat. Facem și drob, o să vedeți că avem și drob pe masă, dar șunca îi musai. Jambonul fiert. De cum s-a făcut gelatină tot în jur. Uite aici. Ce bunătate. Nu o las în pungă, că tot în pungă o să o ținem. Uite ce fainișorii cu moale. O minunăție. Acum prima felie o tăiem așa. Prima felie de sacrificiu, că uite cât e de roză. Superbă. Să știți că șunca se poate nenoroci prin fierbere. Dacă o răsfierbeți, iese o chestie gri, uscată și ațoasă, ca un rumeguș. Și aia nu se poate mânca. Uite asta cât e de roz și de fragedă. Hai să o tai invers așa, cu șoricul. Subțiri, cât putem de subțiri tăiem feliile. Uite. Ea se sfărâmă de fragedă ce îi pe la capete. Șanca de Paște. Ma feliile să bineînțeles că sunt prea mari. Să le tai în două. Și le aranjăm pe platou. Deci să se vadă și șoricul. Este ceva extraordinar de bun. Vai ce aromă au. Trebuie să guste. Nebunie. Senzațională. Și lângă ea o să vedeți cum pun acum caș. O să-l tai ca pe vremuri cu cuțitul ondulat, dar pentru aia trebuie să-mi îndrept felia, că e prea lată. De așa. Nu o să aruncă nici ăsta. Și de aici putem tăia. Asta prima o punem deoparte, o mâncăm noi, dar pentru masă, pentru masa de Paște, o să punem felii frumoase. Mai ca în anii 70. Așa le tăia mama și bunica brânzeturile. Așa. Și acum, bineînțeles că le mai tăiem o dată. Și bucățile de caș proaspăt, de foarte gustos, puțin sărat, gras, bun, unctuos. Noi sunt sibieni în piața de Arad, care vin cu smutați aici și ne fac niște brânzeturi senzaționale. Putem face și mai mici în mijloc dacă vrem, ca să umplem acolo. Putem face așa cuburi. Nimic nu e greșit. Și neapărat ornăm cu ridiche. Punem și ridiche întregi, putem pune și feliuțe tăiate subțiri. Așa. Și ceapă verde, bineînțeles. Ma pe una o să o tai eu așa, ca să fac mai măruntă, să fie de culoare, dar o să punem raviera cu ceapă verde și ridic pe masă. Așa putem presăra un pic. Ridic și multă ceapă verde. Asta e Paștele. Gata. Putem pune platou pe masă lângă ouăle înroșite, cu cos de ceapă verde. Să vedeți ce sos grozav am pregătit, de maioneză, cu cos de ceapă verde și cu smântână, care se potrivește perfect. Drobul și alte bunătăți. Două feluri de pască, toate vor fi pe masa de Paști Savori Urbane. Uite șunca pe masa noastră de Paști. Normal că punem și bucata mare și un cuțit, că lumea vrea să-și mai taie din ea pe parcurs.
dar și platoul pe care l-am aranjat frumos înainte, cu caș, cu ridic, cu ceapă verde, ouăle roșii vopsite natural, cu coș de ceapă roșie și coș de ceapă albă. O să găsiți rețeta tot pe Savori Urbane. Iar aici în față e un platou tipic, farfuria noastră de Paști, cu felii de drob, poate fi de pui sau de miel, șunca cu hreanu, pentru că nu e așa, cu hrean ras se mănâncă cel mai adesea, e hrean ras cu oțet. Avem rețeta pe Savori Urbane, ouăle pe care le-am ciocnit de Paști, caș, roșii, că acum se găsesc și roșii cherry, ridiche și ceapă. Șunca asta, așa cum e, se păstrează la loc răcoros, învelită în plastic ca să nu se usuce și se savurează cu mare poftă, mai ales împreună cu felii de pâine proaspătă. Asta e o pâine cu cartofi pe care am copt-o aseară. Uite cât e de minunată și cât e de moale. Asta e combinația perfectă. Șoancă, pită bună să ai, ouăle de Paști, drobul, sosul acela fain de maioneză cu coș de ceapă verde, caș, de tot, tot ce trebuie. Dragilor, dacă v-a plăcut rețeta noastră, vă invităm să apreciați videoclipul, să-l distribuiți și prietenilor voștri și să ne vedem cu bine la următoarea rețetă.